Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă, o ambulanță SMURT și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Roșești, din comuna cu același nume. La sosirea echipelor de intervenție, incendiul nu se manifesta violent, focul ars înmocnit într-una din camerele casei. În timpul intervenției în locuință, lângă pat a fost găsită o persoană de sex feminin în stare de inconștiență. Echipajul ambulanței TIM nu a mai efectuat manevre de resuscitare, medicul constatând că victima nu prezenta semne vitale, fiind vizibile primele semne de lividitate. Medicul de pe ambulanță a declarat decesul femeii de 87 de ani. Pompierii militari au acționat pentru stingerea incendiului, care se manifesta într-unul din pereții camerei. El a fost lichidat fără probleme. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost efectul termic al unei sobe cu acumulare de căldură.